Bine veniți la o nouă meditație din cuvânt. Păstrează-te curat. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Nu încercați să vedeți cât de aproape puteți ajunge pe marginea unei prăpăstii, dar să fiți totuși în siguranță. Evitați prima apropiere de pericol. Nu putem glumi cu soarta sufletului omenesc. Caracterul vostru reprezintă capitalul vostru. Păstrați-l ca pe o comoară de aur. Trebuie avute continuu în vedere și cu hotărâre curățirea morală, respectul de sine și o puternică împotrivire față de rău. Nu trebuie să existe nicio îndepărtare de la restricții. O singură faptă de ușurătate necuvincioasă poate pune în pericol sufletul prin faptul că deschide ușa ispitei, iar puterea de rezistență, de împotrivire, slăbește.